Бунга сет приятен, сент Михай, спанов кон видео нов. На честе видео врау са спун деспре криптомонета Zonto, care о путем прими ла înregistrare. Eu am primit 635 deja. Prin ce este interesantă această monetă? Că ea deja este la bursă. Piobit. De pildă Zonto. Sunt pe multe poziții. Am intrat acum. Văd că se vinde, se cumpără, nu așa mult. 4, 10, 6, 9 monete. Unica nu știu până când procedura cum se scoate monetele din coace. Deci 3893 undeva de satoshi pentru monetă. Eu am calculat, ies undeva 40 de cenți. La înregistrare primim 125, dacă nu greșesc. Înmulțit cu 125, ies undeva 50 de dolari. Deci asta pentru referal. Dar dacă pentru înregistrare 250 primim. Deci undeva 100 de dolari. Deci eu cred că merită de făcut înregistrare. Pentru înregistrarea unui prieten, 125 primim. Pentru înregistrare, 250. Dacă nu greșesc. Deci o să traduc și o să vedeți cum. Deci 125-50 dolari, 250-100 dolari. După cursul care este acum la bursă. Dar bursa, știți, e cum poate să scadă, cum poate să crească. Până când prețul linear. Se vede că nu e așa mare volum. Deci, pe zi văd că de 100 dolari monete s-au vândut. Posibil că încă până când nu e permis liber de scos, că eu m-am uitat și până când nu prea m-am clarificat. Dar ideea e care, acum ne înregistrăm cu timpul, dacă este așa monetă, ea trebuie să apară liber deja la bursă. Deci până când invităm, studiem site-ul ăsta, un site în formă de rețea socială, unde sunt mai multe direcții, schimburi, online, criptomonede pe alte foarte multe. Deci e site interesant. Dați scopii link-ul de referal să vă arăt cum se face înregistrarea. Deci, când trecem după link-ul de referal, este în interior sunt pe multe limbi, de aici, aici. Putem schimba limba care dorim. Pildă luăm engleză. Unde scriem nume, prenume, email și next. După ce ne vine pe email o scrisoare, pe care trebuie să apăsăm verificarea email-ului și cam atât. Pe urmă, prin login intrăm, indicând e-mail-ul care l-am indicat aici și parola. După ce
trebuie de editat contul nostru. Ca să nu iau timp prea mult, nu mai țin minte și pe rog. Deci, cam atât ce am vrut să spun, nu mai bine.